Salutare, gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog o să deschidem o cutie misterioasă. O să deschidem un mystery box și nu orice mystery box, ci unul pe care l-am primit de la mami. Deci, să vă spun cum stă treaba. I-am spus lui mami că vreau să fac ideea asta cu cutia misterioasă, să deschid o cutie în care nu știu efectiv ce este. Însă nu aș vrea să dau niște bani aiurea pe niște chestii ce știu că nu vor fi folositoare sau, I don't know, să fie niște porcării efectiv. Și mi-a spus mami, stai liniștită, am eu grijă să ți se îndeplinească ideea asta. Și când a spus chestia asta, în mintea mea a fost, cred că mai bine dădeam banii pe o cutie în care nu știam ce se află, pentru că mami s-a oferit să-mi facă o cutie misterioasă, să-mi cumpere ea anumite chestii de care eu, bineînțeles, să nu știu, habar nu am ce se află în cutia asta. Știu doar că vine din America, deci mami a comandat chestii din America, însă nu știu ce se află în cutia asta. Am încredere în mami, mi-a spus că este un cadou de ziua mea, pentru că pe 10 mai împlinesc 19 ani și da, am încredere că o să-mi facă un cadou drăguț. Mi-a spus mami că cutia asta a costat ceva. Mă așteptam, sinceră să fiu, să coste ceva cutia asta misterioasă. Nu știu de ce, probabil că o cunosc pe mami și de asta. Plus că mystery box-ul nostru venind din America, foarte multe taxe peste taxe și vama care a fost huge, am înțeles. Anyway, Doamne ajută să am un cadou minunat. Deci, oarecum, nici nu știu cum să pun titlul acestui vlog, pentru că în același timp o să facem un unboxing la un mystery box și în același timp o să vedem și ce mi-a cumpărat mie mami de ziua mea de 19 ani. Eu zic să trecem la treabă. This is the mystery box. Aici se află nebunia care ne așteaptă. Deci, hai să o tragem aici, lângă noi, mult mai aproape. Nu o să-mi fie foarte greu să o desfac, pentru că, bineînțeles, a verificat-o mami, a zis că trecând prin vamă și așa mai departe, a vrut să se asigure ea să fie 100% sigur că tot ce mi-a luat este aici. A spus că este all good, în regulă. Eu am fost alături de baby, am luat coletul, i l-am adus lui mami. Mami l-a desfăcut, l-a verificat și vă promit că nu m-am uitat în el. Chiar am vrut să fie autentică, să fie pentru prima dată aici reacția pe care o am. Și hai să vedem. Doar chestia asta o am de dat jos, pentru că a desfăcut-o mami înainte și a spus că e nebunie ce se află aici, mi-e și frică să mă uit. Cine știe, poate mă trezesc cu un câine, poate un nou hani. Cum ar fi? Dar nu cred, nu cred că n-avea cum să-l comande din America. Mamă, am emoții! Cine știe ce mi-a luat pe aici și își bate joc de mine? Mi-a fi luat chipsuri, dulciuri, chestii de genul. Mamă, am emoții. Mă consolează faptul că e cadou de ziua mea și mami întotdeauna mi-a făcut cele mai frumoase cadouri. Așa că, înainte să deschidem această cutie, mă rog, a fost deschisă deja de mami, dar înainte să mă uit, să văd ce este în eu, am emoții. Apăsați acolo pe butonașul de like, neapărat rupeți butonașul ăla de like, dați share prietenilor, puneți stop, dați share prietenilor, să se uită odată cu voi și după să comentați voi acolo, să vă spuneți părerea despre acest vlog în continuare, în conversația voastră cu prietenii voștri. Deci rupeți butonașul de like, vreau să văd acolo cât mai multe, cât mai multe like-uri. Pentru cadoul ăsta pe care mi l-a făcut mami, e o cutie uriașă, efectiv. Deci e... Nu, e regulă. Mamă, ce mă doare spatele. E grea, e foarte grea. Deci nu știu ce mi-a luat aici. Tu știi ce mi-a luat mami? Eu? Nu știu. Na, știi. Ba, nu. Știi pe jumătate? Nu știu. Nu, că te cunoști din voce. Ori știi tot, ori știi pe jumătate. Hai să o deschidem. Ta na 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 na. Ce e aici? Cum ar fi să nu-mi placă cadou? Doamne, nu, oricum, nu cred. Dar important e că e de la mami. Contează gestul. Nu, chiar nu contează. Chiar nu sunt gen. Vorbesc foarte serios. Am cum să văd măcar pe cutie de unde a comandat?
activa, mă, plată la predarea poletului. Da, și o care voiam măcar un mic indiciu să am aici. Nu există așa ceva. Nu mi-a lăsat indicii, măi. Nu mi-a lăsat deloc indicii, mami. Ta-na-na-na-na-na-na. Mamă, cu ce sunt eu? Cu chestia asta mare de aici? Mamă, ce-o fi în ea? Voi ce credeți? Mamă, dar e greu. E greuț. Ce-o fi aici? Și acum aveți mare fail, bomboane, chipsuri. Deci voi nu aveți idee, mă simt ca un copil de 5 ani care deschide cadourile de la moșu. Nu știu ce e firma asta. Nu știu dacă voi ați auzit de ea sau ceva. I don't know. Să deschid. Hai că închid ochii și vă arăt prima dată vouă. E frumos? Scrieți-mi în comentarii. O să deschid ochii în 3, 2, 1. Frate, mi-a pus pungi? Cred că ne-am luat mare... E ceva aici. Cred că știu ce e aici. Cred că știu ce e aici. Că simt și cunosc că sunt fată. Am crezut inițial că ne-am luat mare fail, mare țeacă toți. Când v-am arătat, da, și eu care credeam că m-am arătat ce era de fapt în cutie. Hai să vedem, încerc să nu mă uit. Încerc să mă uit în cameră. Mai e ambalat în ceva. Mamă, nu cred. Deci nu cred, fiți atenți. Stați un pic, că mă și vedeți dacă e ceva. No problem, no pressure, no nimic. Hai că sunt și bună la pump boxing-uri. Deci sunt niște încălțări aici. Dar sunt foarte curioasă cum arată. Hai să le vedem. Sunteți pregătiți? Că eu nu sunt. 3, 2, 1. Mama mea! Nu te cred! Mamă, bocan, cu ăsta e cât fața mea! Jesus, cum arată! M-am îndrăgostit de ele! Doamne, mami mi-a zis că e monstru cutia asta. Nu vă exagerez, chiar expresia asta a folosit-o. Că mystery box-ul ăsta e monstru. Ea a auzit expresia asta la mine și la Anton, nu știu... Cum a înțeles-o ea, dacă e de bine sau de rău? Noi de obicei expresia asta o folosim în muzică când ne place ceva, când am creat ceva și e mișto. Gen, e monstru, iese bine rău de tot. Chiar că zici că e monstru. Mă, chiar arată așa. Wow, deci nu-mi vine să cred. Jesus Christ, sunt fenomenale. Acum, Doamne ajută să-mi fie bun. Cum ar fi să-mi fi dat mare țeacă mama mea să-mi ia minunățiile astea și să-mi ia cu 7 numere mai mari sau mai mici? Doamne, cum arată! Mami, deci te adorm. Deci, ce să mă mai uit ce e acolo? Păi, ăsta e cel mai mare cadou, e suficient! Jesus, Doamne! Doamne! Mami, te ador. Deci nu-mi vine să cred. Hai să și probăm. Hai că nu sunt chiar așa grei, chiar sunt ușurei. Mă așteptam să fie greoi așa. Nu mă, nu, sunt buni! Doamne, mami, te ador! Deci fiți atenți, mare fiță! Deci sunt efectiv, îi ador. Cred că dacă dau un bocan la camera aia, rămânem fără camera. Altceva, next level. Deci efectiv next level. Nu știu de pe ce site a comandat mami, pentru că nu văd. Nu scrie pe cutie. Dar sunt top. Deci, prima chestie, done. Nu știu de chestii mi-a luat mami. O să vedem până când nu mai avem ce. Văd o chestie. Hai să nu mai am încă două cutii aici. Una așa. Și una... Și una ca asta, prima. Nu-mi spune că mi-a luat încă o pereche de încălțări. Că mă nebunesc, efectiv. Dar am văzut o chestie aici, drăguță. This one! Mamă! E fustă? Nu! E salapetă! Mamă, cum e? Ulala!
Doamne, am cea mai tare mamă, cea mai modernă mamă, cea mai cool. Deci eu când am zis că mami e cea mai bună prietenă, chiar nu v-am păcălit. E și manager, cea mai bună prietenă de toate. Mie nu-mi vine să cred ce gusturi poate să aibă o mamă. Nu o să stau să le probez acum în acest episod, dar mă puteți urmări pe Instagram, bibi.oficial, găsiți linkul în descriere pentru că... O să-mi postez la poze cu încălțările astea și cu salopeta asta. Cu salopeta asta cred că o să mă îmbrac când o să împlinesc 19 ani, așa că să vă uitați acolo pe Instagram-ul meu pe 10 mai. Și nu mai, să vă uitați înainte, că poate postez mai multe poze. Ceva bine rău. Rău, rău de tot, nu puteți să vă dați seama că și eu acum sunt îmbrăcată colorată și n-are nicio treabă cu această... Și e scurtuță și e super drăguță și mișto, îmi place rău. Hai să vedem ce mi-a mai luat aici, mami. Îmi place mystery box-ul ăsta. Am știut eu, mă, de ce nu dau banii pe un mystery box să-mi ajungă toate tâmpenile și să nu-mi placă nici mie și poate că nici vouă vlogul. Așa că mă bucur că m-am lăsat pe mâna lui mami. Da, hai să vedem, să nu ne pripim. Să mai deschidem o cutie, oare? Nu știu dacă să o deschid pe asta sau pe aia care arată ca prima. Tu ce zici, baby? Eu zic s-o deschis pe aia care arată ca prima. Pe aia care arată ca prima? Da. Da, ca să vedem dacă sunt tot încălțări, da. Și aia să rămână suspans. Nu o să mai fac 3, 2, 1 și că mai am ca sigur e... Da, e la fel. Eu nu te cred, deci dacă mi-am mai luat alte încălțări, am cea mai tare mamă. Cred că am spus-o de 100.000 de ori în vlogul ăsta, dar am cea mai tare mamă. Chiar am cea mai tare mamă. Nu, cred că la fel mai are încă o folie de aia. Astea sunt. Mamă, văd ceva, nu pot să cred. Am văzut ceva, stai să dau jos chestiile astea. Mamă, nu pot să cred. Mie vine să plâng. Stați un picuț că am văzut o culoare acolo care îmi place. N-ai cum, mamă, ești genială! Doamne, eu iubesc creaturile astea! Doamne, baby, uite-te! Uite-te ce o să port eu la vară, toată vară! Mamă, cât de bestial! Sunt fericită, nu cred, doamne! Deci nu se poate. Mami mă cunoaște efectiv prea bine, n-ai cum. Garantat e cea mai bună prietena mea. N-ai cum să mă cunoști în halul ăsta de bine. Doamne, domnicule, mămico, ești... N-am, nu mai am ce să zic că ești. Doamne, uitați-vă la ele. Mie îmi plac tocurile așa înalte de mor și întotdeauna mi-am dorit niște sandale așa, iar mami mi-a făcut gata de ziua mea. Deci trebuie să o sun, stați un pic. Mă, am ferit capul. Fiți atenți cu mine. Amă, mamă, mă, ce doamne iartă, mă, mi-ai luat aici? Ți-ai bătut joc de mine, efectiv. Cele mai frumoase produse. Doamne, da! N-ai cum așa ceva! Astea! Mor! N-ai cum, mă, doare capul la cât am țipat și... Aoleu, le ador! Ești top, îți jur! Ce zice? Ce să zic? A zis că sunt superbe. Mie îmi plac rău de tot și ăia cu... Ai văzut-o? Nu, n-am văzut-o! Trebuia să nu mă întrebe! Trebuia să... I-am văzut pe ăștia care sunt chiar... Sunt vorba ta, monstru. Ai zis tu că cutia asta o să fie monstru. Iar ăștia atât de elegant. Și știi că mie îmi plac toacele astea înalte. Și n-ai cum. Doamne, te iubesc mult, mami. Mami te iubește. Să-i cor sănătoasă, să-ți aducă noroc. Doamne, cel mai tare cadou. Că-ți plac. Rău, rău de tot. Și am mai văzut și minunăția asta pe care am zis că o să îmbrac fix când fac 19 ani. Așa le-am zis oamenilor. Da, și mai am încă o cutie și mai văd ceva aici, ceva cu verde și turcoaz. Uite-te să vezi. Mă uit. Hai, te pup. Te report sănătoasă, iubire. Mulțumesc, mami mea. Te sun imediat după ce termin de filmat. Te iubesc, mami. Te iubesc, mami. Pa, pa. A, stai că mami am zis că am mai văzut ceva cu turcoaz și cutia, dar mai e încă ceva.
Deci să scoatem cutia asta. I don't know, cutia asta cred că o să o deschidem ultima, gen ultima cutie din cutia misterioasă. Cam așa ar veni. Până atunci, hai să vedem chestia aia cu turcoaz, despre care ați auzit și voi când vorbeam cu mami, că am văzut-o. Ah, sunt două chestii turcoaz. Ia să vedem. Mamă, cum e topul ăsta, doamne, la vara, abia aștept vara. Să vină vara aia, să dăm pacola, să scăpăm de el și să înceapă vara, doamne. Să port topul ăsta. Ia să vedem, cred că topul ăsta vine automat, dacă sunt două piese, mai vine cu ceva. Pantaloni sau ce-o fi? Este o fustiță tare drăguță. Ia uite mă, eu îmi puneam fusta aici. Ce să mai, sunt prea fericită, încă nu mai conștientizez. N-aveți idee, m-a luat o durere de cap. Efectiv, mă doare capul de nu mai pot. Fustița asta foarte, foarte mișto, cu topul ăsta. Urmăriți-mă pe Instagram, baby.oficial, ca să vedeți cum îmi vin. Și abia aștept să le probez, vă dați seama. Abia aștept să le probez. Dar dacă le-aș fi probat în vlogul ăsta, ar fi durat mult, 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 prea mult. Probabil v-ați fi plictisit, nu vreau să vă plictisiți, vreau să-mi păstrez entuziasmul ăsta și să le vedeți voi ulterior la mine pe Insta. Așa, ce mai e? Cutia, nu? A mai rămas cutia? A, nu. Stați că mai am ceva. Mi-am dat seama după material. E un costum de baie. Foarte cool. Îmi plac rău de tot culorile astea. Asta este topul care o să vină aici sus. Foarte tare. Și the mystery box. Cea mai mystery box din mystery boxul huge, uriaș, pe care l-am primit de ziua mea de mamină. Este această cutie neagră. De ce s-a auzit așa? S-a auzit cam tare. Ce mi-a fi pus aici? Pietre? Ha? Ce ziceți? E greuță. Parararam, parararam, pararam. Doamne, am emoții. Și o să deschid cutia asta. Ce-a fi aici? Eu? Ultimul cadou. Hai să vedem. 3, 2, 1. Și... Și ăsta mai are o folie, așa-i? Așa-i. Deci nu, n-ai cum. Eu nu cred pe mami că... Tu, mami, nu te cred! Jesus! Doamne, cum sunt ăștia! Nebunie curată, efectiv! Mamă, cât de special sunt și... Deci mi-a luat mami aici numai lucruri unice, efectiv și speciale, pe care rar cred că le găsești, adică eu nu le-am mai văzut până acum. Mamă, cum arată demențialele astea două. Ia uitați-vă. Deci eu nu cred pe mami că mi-a luat 3 perechi de încălțat. Deci crazy-urile astea, efectiv, nebunie mare cu ele. Monștri ăștia. Mamă, sunt ceva bine, rău de tot. Cum le spuneam eu la astea? Barbie-urile, nu? Doamne. Ia să probez, stai că pe astea roz nu le-am probat. Și să probez cu ocazia asta într-un picior, o să probez sandalele și într-un picior ultimii Adidas. Deci sunt perfecte ca și mărime. Deci mami mă cunoaște din toate punctele de vedere. N-ai cum. Look at this! Mamă, și ce înalte sunt, cât de mult îmi plac! Yes! Mamă, sunt ce trebuie, mami, ei nu te cred! Uite-te la astea! Mamă, și merg și cu ce sunt îmbrăcată, astea chiar merg! Mamă, ce smecher sunt! Doamne, îți plac, baby? Da, aoleu, de-o sunt prea fericită! N-ai cum, uite-te la ei! Uite-te, doamne! Mami, efectiv vreau să-ți mulțumesc. Deci eu nu credeam că mi-ai pregătit un mystery box atât de frumos. Chiar m-ai surprins. Mă așteptam, na, să-l faci de caterincă și așa, na, pentru YouTube să fie acolo mai multe tâmpenii și prostioare și tu mă aștept să primesc de ziua mea niște chestii așa, funny pentru vlog.
Eu oricum știu că tu mereu mi-ai luat cel mai geniale cadouri. Am obosit la cât de mult m-am bucurat. Doamne, mulțumesc mult, mult de tot. Sper că v-ați bucurat alături de mine de aceste cadouri frumoase pe care le-am primit. Wow! Copil fericit, copil fericit. Da, sper din suflet că v-a plăcut și vouă vlogul ăsta la fel de mult cum mi-a plăcut și mie. Nu mă așteptam să-mi placă chiar atât de mult să fac un unboxing la un mystery box. Nu, n-am cum să vă exprim bucuria, e prea uriașă, e mare, mare de tot. Sper să rupeți acolo butonașul de like, să dați un share acestui vlog, să vă abonați dacă încă nu ați făcut-o, să apăsați și pe clopoțel ca să fiți notificați de fiecare dată când postez vloguri noi. Eu am fost Bibi, v-am pupat tare, tare, tare! Și înainte să ne vedem data viitoare, vreau să-mi scrieți în comentarii ce cadou v-a plăcut vouă cel mai mult din toate cadourile astea frumoase pe care le-am primit de la mami. Care este preferatul vostru? Care este pe gustul vostru? La mine, mami, mă cunoaște deja prea bine, toate sunt pe gustul meu, n-aș avea cum să aleg una singură. Deci aș vrea să văd și părerile voastre în comentarii. Iar acum v-am pupat!